Dar sper să nu fim și noi prinși pe picior greșit, pentru că e timpul pentru o nouă provocare și lângă noi a venit acum Sore! Bună ziua, măi, prietenii mei! Sunteți foarte frumoși! A venit cu ceva, e cu mințica, așa îmbrăcat. Deci cum eram eu aici pe drum și am intrat cu căștile pe urechi, am schimbat tot. Am văzut bătaie în primul rând. Am vrut să intru printre camere, prietenul meu are nevoie de ajutor, dar te-ai ridicat, ai fost ok? Să te bagi, să salvezi tu la mine, ce era acolo. Băi, vezi că eu am o prietenă fostă campioană europeană la judo. A, da? Așa că mai știu și eu din asta, o proiectare, o treabă. Dar în altă ediție. Fii atent, am venit cu căști. Ce facem cu aceste căști, sore? Astăzi nu mai avem nicio referință de pe TikTok, avem o referință așa din cultura noastră generală. Vom avea un joc. Mima cu căștile pe urechi. Mima muzicală. Mima muzicală. Să vă explic cum vine. Da. Păi, cel care mimează are căștile pe urechi. Altcineva, mă gândeam la Majda, să ne ajute să fie DJ-ul. Maj, să dea drumul la piese. Majda, Majda e DJ-ul. Eu să spunem că mimez partenerei mele de echipă, Lili, o melodie. Doar titlul melodiei. Tu mimezi ce ți se auzi exact, în cască? Ce aud de la Majda în cască. Și ea trebuie să ghicească piesa. Lili trebuie să ghicească, iar eu ca și timp de mimă am doar refrenul piesei pe care eu îl aud, pe care o aud nu în cască. Nu s-a prins până sau opri căștile. La revedere. Da. Și eu sunt în echipă cu... Tu ești cu Șuru. Fratele meleu. Propunerea mea e să facem o piesă noi, o piesă voi și să schimbăm pe rând locul celui care mimează. Și vedem care adună mai multe puncte. Da, eu am așa, aș vrea să fac un pronostic 0-0. Da. Siguranța. Pentru că nici eu nu știu piesele, doar Majda știe. Dar eu. Da. Bun, suntem pregătiți, dar nu vă șoptesc. Echipele au fost făcute. Cine începe? Noi sau voi? Voi, că nouă ne place să învățăm. Vreau să mă coordonez un pic cu... Ia, cine vrea? Nu știu, avem voie. Am auzit și noi toți și telespectatorii. Deci ai voie. Deci eu ascult mimez. Eu ascult mimez și Șurubel... Mai face așa, auzi, îmi face așa dacă e inglez. Așa. Îmi spuneți când sunteți pregătiți ca să dau drumul. Aici trebuie să stau cât de departe. Așa. Hai, hai. Am eu emoții pentru ei, mă. 3, 1, prima piesă. Din câte cuvinte? Tu auzi ce zic eu? Din câte... Of... Viața mea! Nu cred! Nu cred că asta a zis cumva! A zis cumva! Bogdan a făcut... Narcis, mă! Mai, da! Ia! Reluarea! Nu, nu! Piesa, mai bine! Originalul! Ia! El a mimat videoclipul, de fapt. Da, eu am văzut cu videoclip, am știut! Hai, băi, Lili, să știi că eu, deși toată viața am cântat, da. Memoria nu am avut-o foarte am bună. Am toată baza în tine, sore. Nu, na, păi să n-ai. Eu am cântat toată viața, de-aia zic, eu m-am oprit. Așa. Hai, ești pregătită? Da, hai să vedem. Lei, la sore în căști. Cântă? Se aude ceva? Se aude ceva? Nu se aude, se aude ceva. Da, dar nu știu ce. Nu cred. Nu știu ce e. Da, auzi, da, că tu ai o problemă. În ce, ce-i drept? E românească melodia? Este în altă limbă. E în altă limbă, bun. Dar nu, voi e mima, nu mai vorbim. Nu e română, acum mi-am dat seama. Nu mai vorbim. Sorela, nu mai vorbim. Da, da. Mai dă o dată, mă, că am auzit, da, dar basul, mai ce să mai, băi, cu surzi. Hai, s-a făcut derogare, e voie încă o dată. Nu, nu, regula emisiunii. Să avem, cum să zic, inclusivity. Și pentru ăștia care au, care aud mai încet, dați volumul mai tare. Așa, gata, haide. De acord. Hai, dubla, hai, încă o dată. Hai. Deci acum. E altă melodie? O doar din mâini. E ceva de hip-hop. Biugi Mafia. Nu, bun. Atâta știu, din hip-hop românesc. Tu, ți-arăt eu ție ce-ți fac. Tu, să vezi ce pățești. Mimează de... primul cuvânt. Nu. Deget, e un deget. O înțepătură. Te înțep. Te înțep. În țep. Țep. Gata. Ceapă. Te dau țeapă. Te dragă țeapă. Da, da, da. Ai mă țeapă, se cheamă țeapă. Da, e bine, am zis. Ce piesă? Hai să vedem ce piesă era. Hai să auzim cu toții. Ce bine. Te dau țeapă. Ia, ce piesă era? Ce bine pare că ai
Ceapă. Ce bine, Marica. Casa Loco. Bun, și ai zis ceapă. Mă, ceapă, măi, băieți, tu ai știut că e piesa asta? Când ai zis ceapă acum, știai că asta era piesa? Dar ce contează, am ghicit... Nu, ai ghicit un cuvânt care n-are nicio legătură. Am mimat atât de bine, de-aia ghicit. Că piesa se numește Chiar ce bine în Paris, măcar nu cred că e... Nu, ceapă, ceapă se numește. Ceapă, vezi, mă. Văzând nivelul, eu zic să le dăm punctul liniștiți. Da, 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 luați punctul. Da, puteți să aveți acest punct. Gata, 1-1. Liniștite, liniștite, luați punctul, da. Haide. Am și un defect, Lili, iartă-mă. Hai, șerul, pregătește-te. Forță. Gata, dau play. Mâna lor, nu, mamanelele, dați. Nu, nu. A dat-o din greșeală. Vals, vals. Cântă cu buzele. Vals. Nu. Zărutați-aș mâinile. Zărutați-aș. Pupați-aș mâinile. Ok. Ai zis din gură. Nu. Să rup mâinile. Să rup mâna, doamne. Da, da, mai vorbi și eu. 7. Da, tu cu mâna. Da, da, păi și noi înțelegem. Mâna. Da. Pupați-aș mâinile. Să-ți pup mâinile. Era piesa aia, nu? Eu zic că a trecut mâinile, de mult timp. Acum a trecut timpul. Da, da, da. A trecut timpul? Da. Să rup mâna femeie, ce e? Sărut, da, femeie. Mâna ta. Mâna ta. Fuego! Doamne sfinte. Vedeți dacă îmi pică asta. Sărut, femeie. Mâna ta. Eba! Sărut, femeie. Ochii tăi. Azi e frumos. Tu ai animat bine. Hai, mai avem timp, fetele. Da, da, da. Hai și voi, bravo. Am încercat, n-aveam... Nu, ne-a plăcut, nu, ne-a plăcut la serată, la date, nu? Hai, Lili, gata? Da, hai. E pe populară. Oh, oh, populară, da. Așa. Nu știu, Ion Dolonescu, cine? A, e femeie. E, oho, de mult. Tu, eu. Mamă, mamă. Mă pup, adică îmi place de mine, de mult. Hai că se duce timpul. Eu sunt inima, iubire. Iartă-mă, dar de mult, nu înțeleg. Te-am iubit de mult, te-am iubit de mult. Te-am iubit de mult. Te-am iubit. Noi doi, iubire. Noi. Iubire de, de mult. De eu, dragoste la prima vedere. Nu știu ce. Ce hai să vedem ce piesă era. Hai să vedem ce piesă era. Ce piesă era. Haide, dă-mi play. Eu țin dragostea cu anul. Eu. Anu! Paharul, paharul, se plește. Cred că piesa se numește vinul sau ce. E nimic paharul, nu? Asta a fost problema, vă zic. Da, era pe... De ce ai păpat umărul? De ce ai păpat umărul? Eu simt dragostea, bă, de mult n-am mai simțit dragostea. Deci e la ea problema, am înțeles, nu are decât bravo, sore, n-ai. Tu ești super ok. Tu n-ai nicio vină, sore, stai liniștită, să nu te stresi. Eu zic că nu ne putem opri aici, sincer. Hai, hai să mai jucăm. Ești egalitate, vrei să mai facem una for fun? Da, e păcat, nu. Una, nu? Mai avem timp să mai jucăm una? Haide, aleg ce vreau eu. Sore cu Bogdan sau... Sore cu mine. Sore cu tine, că poate nimerește și mie melodia de asta de Natalia Oreiro ceva. Mimează tu ea, hai să vedem. Fix Natalia Oreiro. Hai, o stabilim la bici și cine mimează dintre ei. Doi, hai să vedem. Ia. Hai. Nu mai vorbi. Ce se întâmplă aici? Eu, e cu noi, gașcă, noi. Oh, cine e cu noi, strigă, oh! Ați auzit piesa, fiți atenți! Yeah. Bravo! Ia uite, cine e cu noi? Da, hai că mi-am spălat rușine, adică... Eu am arătat pe Bogdan ca să știi gunoi, gen, dacă hai, cine e... Doamne! Nu, nu. Mulțumim, sare! O, e cu hap sau eu ce fac? E Bogdan în glumă, nu? Ce știi că fiți din astea, mă, doar! Îmi atrag toate dramele cu faptul că n-am dus gunoiul și o să mă certe Alexandra. Te iubesc foarte mult. E o glumă foarte proastă. Măi, a supărat băiatul, măi. Mulțumim frumos, fetea, nu a supărat, nu așa. Cu drag. S-a dus pe seniștească și s-a întors, iată! Da, 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 una mai puternic. Mulțumim, sore, mulțumim, Majda! Mulțumim! Revenind după o scurtă pauză de publicitate.